Sunteți la Dr. H și de câte ori nu ați spus dimineața când vă treziți în general? Mă doare după cap. Ce se întâmplă? Care sunt realele probleme și cum scăpăm de ele? Ne spun Ana Maria Florescu și Oana Minculescu. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și PhysioLife Medica ne dă premii și astăzi, așa că rețineți cuvântul cheie, îl trimiteți pe pagina de Facebook și câștigați alături de noi. Hai să vedem. Problemele de după cap. Ne dor și umerii, nu ne odihnim și mergem la serviciu și mai obosiți și mai frustrați și nu facem deloc treabă foarte bună. Zona cervicală este o zonă foarte importantă, e cea care face legătura cu centrul de comandă și atunci e foarte important ca poziția și senzația pe care o ai să fie una corectă. Ne doare gâtul dimineața când ne trezim, mai ales dacă n-am dormit bine, și ne doare gâtul la sfârșitul zilei de lucru. Și atunci, haideți să vedem cum putem ajuta puțin zona cervicală să nu mai creeze probleme. Perfect, hai să vedem. Bun, o să începem cu mișcări ușoare care să antreneze circulația sângelui spre creier. Asta ne va și ajuta un pic să ne trezim mai bine. Așa că vă recomand ca dimineața să faceți următoarele mișcări. Bărbia în piept. Capul pe spate. Cât puteți de mult. Important e să nu doară și să nu amețiți. Lentă mișcarea. 5. Mergem până la 8. 6. 7. Ochii deschiși, asta e important. 8. Perfect. Haideți să punem acum urechea pe umăr și în partea cealaltă. Perfect. Și 2. Bine. 3. 4. 5. 6. 7. 8. La sfârșitul cursei prindem capul cu cealaltă mână și tragem, ținând acolo 10 secunde. 4, 3, 2, 1, încercăm și în direcția opusă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acesta este un exercițiu de izometrie. Vom privi în lateral, ca și cum am vrea să vedem ceva din spate. Aveți grijă de data asta, nu mișcați trunchiul. Mișcarea este doar din zona cervicală, doar din gât. Nu uitați să respirați. Nu uitați să zâmbiți, să vă bucurați de exercițiu. Conștientizați mișcarea. Foarte bine. Și zâmbim, da? Încă două. Perfect. Unu. Final. Bun. Ne ajutăm mișcarea, ne ajutăm circulația sângelui pe zona cervicală ajutându-ne de umeri. Ridicăm și coborâm activ. Ridicăm, coborâm. Și perfect. Sus. Bine. 4. 5. Foarte bine. 6. 7. 8. 9. 10. Și tot 10 rotițe înspre față. 2. 3, 4, mișcare amplă, încercați să trageți de structuri, foarte bine, 3, 2, 1 și înapoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minunat! Ne ajutăm acum de propria mână și încercăm să împingem cu tâmpla în mână. Și împingeți tare, 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 astfel încât poziția capului să nu se modifice. 10 secunde. Țineți, țineți, nu uitați să respirați, dar împingeți tare, capul împinge tare, tare. Musculatura se stimulează bine și circulația se stimulează bine la mișcarea asta. Și schimbăm. Și împinge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulțumesc tare mult! Suntem la final. Nu e greu, dar e important să ne obișnuim, să ne intre în ritm. La ce să ne gândim sau ce să ne impulsioneze ca să facem în fiecare zi aceste exerciții pe care le facem noi aici? Uite, 3 minute în fiecare zi nu strică. Dacă îți mobilizezi puțin dimineața corpul cu orice, toată ziua îți va fi mai bună, pentru că vei avea creierul mai activ, circulația sângelui mai bună, inima pompează mai bine, plămânul funcționează mai bine și atunci toată starea generală, suntem mai eficienți. Mulțumesc tare mult! Băgăm la cap și facem sport cu Dr. H!